Hei, 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 salutare, jupinei, bine ați venit la un nou episod, hei, ei, 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 și despre FIFA 20, un nou clip, băi, combinat, de data asta facem un FUT Champions Premium Upgrade, adică un pic de 86+, și avem un pachet de top 100, pachet cu 11 informi, dar înainte să începem, nu uitați să apăsați repejor butonașul de like, să spargeți, frate, dați cu pumnul, nu știu, dați cu pumnul, cu picioare, cu... Glumesc, rupeți butonașul, abonați-vă, bifați și clopoțelul dacă n-ați făcut-o deja. Ce pot să zic, suntem pe contul lui Mihail, fratele meu de la Timișoara, Buzișoara. Și ținem să-i mulțumim pe această cale că nu, ne ajută cu contentul. Dacă vreți să mă ajutați și voi, mesaj pe Instagram, pe Discord sau Messenger, link-uri în descriere. Primim de toate, player pick-uri, premii de FUT Champions, Division Rivals, pack opening-uri, icon pack-uri și așa mai departe, discutăm. Ar fi ok să-mi dați mesaj pe Insta pentru că răspund mult mai repede. Bun, o să-i arătăm și echipa, dar întâi să dăm submit, să vedem ce jucător mi-a pus pe bancă. Văd că niciunul, e unul de 86, merge băgat dacă e doar unul. Vrea să facă el picul ăsta, simte că îi dă ceva. Sper să-i dea, frate, pentru că până la urmă, na. Doresc ca toată lumea să prindă cât mai bine. Nu contează că e așa sau că e așa, pentru mine nu. Hai să vedem submit. Nici nu ne-am mai uitat la jucători, erau toți în afară de Tadi, job 6, Bășin, care merită băgat aici. Bun, ne uităm și la Team of the Week, ce ar putea să pice, înainte, nu cred că o să mă lase, da, să vară pachetul de 100.000. Îi dăm review la echipă, deschidem picul. Ne uităm la Team of the Week și deschidem pachetul cu 11 informi. Băi, îmi place echipa lui, eu l-aș schimba pe Varane, era să zic Zidane. Poate și pe Diaby, îl are pe Henry, dar zice că joacă mai bine Diaby pentru că este foarte agil. Chiar dacă are 3 week, foarte se descurcă cu el. 4 skill moves, high medium, da, 95 finishing. Băi, un card de ce în future star-ul ăsta. Îmi place echipa, are un dat de la noi. Hai să deschidem picul. Băi, sper să-i dea, frate. Dă-i-mă un super jucător, frate. De ce nu? Hai, mă, să vedem ce-i poți da. 8-6, 8-7. Hai, dă capul meu. Sirigu, Zapata și Vardy. Cel mai ok e Vardy și o să mergem cu el. Pentru că altceva n-avem ce să luăm. Dar nici ăsta nu o să joace. E trist, mă. Player picul ăsta e trist. Să-mi bag Pantelimon în el. Da. Hai să deschidem și pachetul cu 11 informi, un episod foarte scurt. Stai, înainte să-l deschidem, să vedem Team of the Week cu ce poate să pice. Ce poate să pice? Băi, v-am zis că e un episod scurt. Aveți răbdare că vă mai arăt o schemă. Ia uite cum țin degetele. Ia, aveți, băi, aveți grijă. Băi, cât costă Griezmann? 300.000. Ar fi bine să-l dea. Ăsta este 100.000. Aubameyang mai e scump. 300.000, cred că și Firmino e 300.000. Da, 200.000. Bă, să dea unul din ăștia. Griezmann, Aubameyang, Firmino și... Na, ar fi ok. Că faci un ban. Zic și eu. Da, ar fi bine unul din ăștia trei să fie capul de afiș. Bine, dacă e Koulibaly poate să fie și Griezmann și ăsta și ăsta și toți poate să fie. Hai să vedem, deschidem, nu mai zăbovim. Hai mă, băi, trebuie să dea mă ceva bun. Deci stați un pic. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 trebuie să scoți 7. 1, 2, 3, 4. Aoleu. Dacă scoatem 7 din primul 11, ia să vedem cei mai mici întâi. Nu cei mai mari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da, trebuie să fie walkout. N-are cum să nu fie walkout pentru că ăștia de 8-6 oricum rămân. Da. Deci va fi walkout cu siguranță. Dar să vedem ce-i dă. Are nevoie de bani, frate. Hai să vedem, Makaciaco. Un stear bun. Un stear bun. Ia să vedem. Aubameyang. E worth, frate. E worth deja 300.000 de coins pentru fratele meu Mihail. Nu mai poate să fie Koulibaly, nu mai poate să fie Griezmann. Dar e bine că i-a dat Aubameyang, frate. Mai poate să fie Benzema, Umtiti. Da, tot e ok. Are, face 400.000 din pachetul ăsta chill.
Pe chill, frate. E bun? Oba. Oba me. Ia. Oba me, Yang. Biam. Yang, ca pe Metin 2. Hai, mai dă-i. Un titi, nu știu. Bagă-i și Benzema. Nu i-a dat. I-a dat doar gunoaie. Dacă nu era Oba me, Yang, era un bullshit de pachet. Deci avem așa. 300.000. Cu ăsta. Aoleu, că am crezut cum. 300.000 n-avea de ce să fie. 40.000 să zicem. 310 era, 310, 350, 380, 410, bă, 450.000 de coins pentru fratele meu Mihail. Ce pot să zic, frate? Să fii sănătos, nu? Sper că ești mulțumit. Și, na, dacă la pic n-a fost, uite că la pachet a ieșit ca lumea. Păi cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Eu am fost Surdacio, voi ați fost Jupini. La înălțime, ca de obicei, bifați cu puselul, dați subscribe, dați like și noi ne vedem data viitoare. Până atunci, pace, stime, iubire, credință, big boy, big smoke, respect, pay, viață, matragea-o!